Stimați telespectatori, doamnelor și domnilor, iubiți frați și surori și dragi prieteni, vă spunem din nou bun venit în această seară la emisiunea Pași prin Credință. Vă salutăm cu căldură și cu multă dragoste ca întotdeauna din însorită Arizona, vă binecuvântăm în numele Domnului și vă mulțumim pentru că vă faceți timp să ne dați și nouă voie să intrăm în casele dumneavoastră și să stați de vorbă cu noi, să ne ascultați, să vă rugați pentru noi și să ne oferiți posibilitatea să vă împărtășim experiențe pe care oamenii lui Dumnezeu le-au trăit și le-au avut cu Dumnezeu. Ca întotdeauna dorim ca și această emisiune să fie o binecuvântare pentru dumneavoastră, să aducă împrospătare spirituală, să aducă învățătură, să aducă încurajare, să vă fie de folos, să vă binecuvinteze inimile și călătoria pe calea credinței, să mai putem face și azi încă un pas prin credință. Am invitat să avem împreună cu noi în această dupămasă pe fratele Florian Culda, care slujește ca diacon în Timișoara. Dumnezeu l-a binecuvântat să ajungă în America. De o perioadă de timp este cu noi în Arizona, are o fică aici și un ginere, ginerele dumnealui, fratele Alex Negreanu, care slujește în conducerea bisericii și în departamentul de misiune, și dumnealui cândva în viitor o să fie împreună cu noi. A venit ca să-și viziteze familia, să-și vadă nepoții, să vadă frățietatea de aici și mai zăbovește probabil o perioadă oarecare de timp aici în America până se va întoarce acasă. Am profitat de această ocazie să îl invităm și să fie împreună cu noi, ținând cont că dumnealui, ca și mulți alți oameni ai lui Dumnezeu, au experiențe care pot să fie de folos celor care vor să asculte și să se pună la inimă. Frate Florian, vă mulțumim că ați acceptat invitația și ați venit să fiți împreună cu noi și să stăm puțin de vorbă la masă rotundă și să mai auzim experiențe, întâmplări și lucrări pe care Dumnezeu le-a făcut în viața oamenilor lui. Bine ați venit, Domnul să vă binecuvânteze, să vă binecuvânteze familia. Cum v-am spus și personal, aveți o familie frumoasă, binecuvântată. Cel puțin cei care sunt aici așa-i cunoaștem. Sunt tineri și oameni deosebiți, ne bucurăm de ei și biserica se bucură de slujirea lor. Și tot așa m-am bucurat și eu de când v-am cunoscut și mi-am dat seama că sunteți un om deosebit care îl iubiți pe Dumnezeu și căutați să slujiți lui Dumnezeu împreună cu toți cei răscumpărați. Bine ați venit, Domnul să vă binecuvânteze și vă ascultăm. Bine v-am găsit. Mulțumesc Domnului în primul rând pentru ziua aceasta, pentru oportunitatea aceasta și mulțumesc și dumneavoastră, celor care ne-au primit. Doresc ca Domnul să ne binecuvânteze în seara aceasta. M-am născut într-o comună frumoasă, poartă numele unei ape care curge și merge mult și duce multă apă, Arieș, comuna Arieșeni, județul Alba, în zona Apuseni, zonă frumoasă, aer de munte, dacă s-ar putea aduce de acolo măcar o parte în Arizona, ar fi foarte bun. Măcar o lună sau două măcar, luni pe an. Măcar o lună din vară. Noi când avem, într-o paranteză, când simțim nevoia unui aer curat și frumos de munte, ne urcăm în mașină și călătorim vreo două ore nord-est și Dumnezeu a binecuvântat Arizona și cu pădure, dar e adevărat, aici unde locuim noi locuim în zăduful zilei. Așa este, așa este. Așa, continuați. M-am născut într-o familie cu 8 frați, 5 fete una după alta și apoi 3 băieți, cel mai mare dintre băieți fiind fratele Florian. Am fost așteptat în familie și bucuria a fost mare, după 5 fete să apară un băiat. Trăim toți, Domnul ne-a binecuvântat prin Timișoara, localitatea Zvino, parte, Livada Arad, o soră a rămas la comun acolo, în Arieșeni, o soră la Udvin, lângă Timișoara, și-a ne binecuvântat Domnul și
acum binecuvântat și ajung și pe unde n-am gândit vreodată să ajungă să calce pașii mei într-o țară cu multă căldură. Și frumos. Și frumos, într-adevăr. Am văzut locuri frumoase, e o țară frumoasă și m-am bucurat de primirea pe care mi-ați făcut-o aici, în biserică, și la propriu și la căldură, căldură. Mi-am făcut școala generală în comună, după care, la 15 ani, am plecat spre Timișoara, unde am rămas și datorită faptului că două dintre surori cu familia s-au mutat în o localitate aproape de Timișoara, am plecat pe calea Domnului de la vârsta de 12 ani. Deci părinții au fost oameni credincioși, mama, oameni temători de Dumnezeu, mama? Mama, da, tata a fost bolnav. Era perioada în care se pornea pe calea credinței, în perioada aceea. Și Dumnezeu m-a binecuvântat să plec și eu pe calea aceea. Mi-amintesc de o seară binecuvântată, mama vroia să spună să rămân acasă, că era și o zăpadă mare, ca în zona Apusenilor, 1,5 metri, o să rămân acasă. Și eu, mamă, lasă-mă să mă duc la rugăciune. Era o rugăciune stăruitoare în seara aceea. Și în seara aceea a fost o seară binecuvântată, căldură sufletească, Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt în seara aceea. La 15 ani am plecat în Timișoara, mergeam la biserică unde erau surorile mele, stăteam la internat în Timișoara, am gătat profesionala, am stat la o soră în Izvin, făceam naveta. La 18 ani am făcut botezul în Timișoara, botezul în apă. La 20 de ani m-am îmbolnăvit de picioare. La 20? La 20 de ani. Înainte de armată m-am îmbolnăvit de picioare, n-am mai putut să merg pe picioarele mele. M-am rugat Domnului, am plâns înaintea Lui și am zis, Doamne, de la vârsta asta mă vrei un olog. Și m-a rugat cu lacrimi, s-a rugat și familia, s-a rugat frații din biserică. În biserica aceea sunt mulți frați veniți din Apuseni, ne cunoșteam, s-au rugat și ei. Mi-amintesc că într-o zi de luni dimineața, după o perioadă care nu m-am dus la spital, am văzut că se agravează situația și... Cum s-a manifestat boala? N-aveam putere în ambele picioare. Mi-amintesc un băț cât mine de înalt, mă țineam în el și împingeam așa ușor picioarele în față. Nu știam de unde provine, nici medicii nu și-au dat seama. Fapt care eu susțin și mărturisesc înaintea lui Dumnezeu că El m-a vindecat. Luni, în zi de luni m-am internat și marți, deci au fost rugăciuni duminica și marți, până n-am ajuns să îmi facă tratament, am umblat iară pe picioarele mele. Am dat slavă lui Dumnezeu că pot să merg pe picioarele mele. Ați simțit putere înapoi în picioare, putere energie, în picioare, tărie, da, în mușchi, tărie, în oase, da, în încheieturi? Da. Mi-am simțit picioarele înapoi. Mi-erau așa de grele picioarele în timpul cât am fost bolnav. Parcă duceam niște bolovani. Mi-era milă de mine. Chiar unii din frați gândeau că voi pleca la Domnul. N-am plecat. Domnul s-a atins de picioarele mele și mărturisesc aici, înaintea lui Dumnezeu, că sunt 43 de ani de atunci, de când umblu pe picioarele mele și n-am mai avut dureri de picioare. M-au durut mâinile, m-au durut de la munca fizică care am făcut-o. Spatele, da, mușchi, și picioarele, da, nu m-au durut. Ba după deci... aceea am fost încorporat la armată și m-au luat la infanterie, unde
Unde picioarele trebuie, unde trebuie să lucrezi. Unde trebuie picioare, să alergi. Mai țineți minte cât a durat perioada aceea de suferință, de slăbiciune a picioarelor? Au fost câteva zile, o zi, două, săptămâni. Sau câteva săptămâni. Câteva săptămâni. Deci a fost o perioadă în care ați simțit și ați văzut că e o problemă serioasă, da, nu da. Doar într-o zi mă dor picioarele și mâine no, totul no. e bine și normal. Am văzut și mă îndemnau și rudele, du-te la spital, du-te la spital. Parcă-l văd și acum, era un medic, Suici, cred că îl chema, vorbea cu un medic mai tânăr, îi povestea despre situația mea, în situații din astea ce se întâmplă și cum eram eu atunci tânăr, m-am gândit că nu-mi dădea șansă, că până la 30 de ani ar fi, explica el ceva ce se întâmplă sub forma asta și povestea tânărului respectiv, medicului respectiv. Dar Dumnezeu mi-a dat mult mai mult, slavă lui, lui Ezechia i-a dat 15, mie până acum 43. 43. Și nu slavă. Numai că a vindecat și a reparat Dumnezeu picioarele, dar Dumnezeu v-a dat posibilitatea după aceea ca să slujiți Lui și să puteți da. Să mărturisiți despre lucrările da. Lui. Deci putem spune că asta e o minune care nu poate fi tăgăduită pentru că ați trăit-o. Am trăit-o, da. Dacă ar încerca cineva să vă convingă, să vă spună, dar a fost numai o părere, poate că numai vi s-a părut că vă dor picioarele, numai ați avut impresia asta. Poate cineva să vă convingă că aici n-a fost vorba de o intervenție supranaturală? Nu, no, pe mine nu. Am văzut puterea Domnului și de atunci m-a marcat rugăciunea. Și în zi de azi eu cred în puterea rugăciunii. Amin. Am fost în vacanță, plecat din Timișoara în zona acolo și era iarnă. Mi-amintesc că s-a ridicat un frate, avea dar de vedere și spunea că a văzut niște oameni în uniformă care veneau spre casa de rugăciune. Nu era autorizat locașul. Cum am spus, se pornise mișcarea pentecostală, da. Zona aceea. Înainte fusese spiriți, se spunea zona aia, poate ați auzit, fusese o perioadă scurtă, dar rapid s-o trecut la mișcarea pentecostală. Și țin minte că s-a aprins o rugăciune, ne-am rugat Domnului, și care a fost tânăr, n-am mai luat în seamă la lucrare. De la casa Domnului până la mine nu era distanță mare. Dacă ați fost în zona Apuseni, îs dealuri. Da. Casa de rugăciune pe un deal, casa noastră unde locuiam pe un alt deal. Dacă strigai de la mine, s-auzea până la casa de adunare. Când am ajuns acasă după serviciu acela din casa Domnului, unchiul meu nu era pocăit, stătea aproape de noi, îmi mărturisește că au venit oamenii în uniformă, au venit de la sfatul popular, cum era atunci, miliția, primarul, secretarul, cine mai era de la partid, și până acolo erau 7 kilometri. Din comuna Reșeni până în satul Cobriș, unde eram noi. Așa. Cunoșteam distanța aceasta, că am făcut naveta din clasa a 5-a până într-a 8-a, aproape zilnic, de fapt zilnic o făceam. La școală? La școală făceam. 7 kilometri? Duș. Și 7 întors? Și 7 întors. Într-un an am avut bursă și am stat la internat, restul le făceam și iarna și le făceam. Au venit autoritățile până unde locuiam noi, la casă, de 7 km. Și mai era aproximativ 400-500 de pe dealul ăsta până pe celălalt. S-au întors înapoi. Și am înțeles de atunci că rugăciunea i-a oprit acolo. I-a oprit acolo. O spunea unchiul, au stat vreo 10 minute, se uitau către casa de rugăciune și s-au întors înapoi. Deci au făcut 7 kilometri, mai era o palmă și s-au întors înapoi. Dumnezeu a apărat pricina lucrării.
Și biserica, biserica a rămas nevătămată. A rămas nevătămată. Povesteați după aceea că ați ajuns la infanterie, în armată, în armată, tocmai acolo unde, la unde ai nevoie de picioare. Ai picioare, ai picioare. Mi-amintesc că am făcut un marș forțat, am fost la școala degradat și am făcut un marș forțat de 18 km. Marș forțat, echipat cu ce trebuie, sac în spate, toată armătura care trebuia atunci. Și am făcut marșul ăla forțat. Și 18 km. 18 km. Merg și picioarele m-au ținut. M-au ținut picioarele. M-am eliberat. Am venit în localitatea Izvin, unde făceam naveta la Timișoara înainte de a pleca în armată și după aia tot acolo m-am întors. Am întâlnit cu sora Maria, eu zic Mărioara. Aveam 22 de ani, am făcut armata mai mult, că am prins muncile și ne-au dus gradații, ne-au dus la muncile din Brăila și în Balta Ialomiții. Am recoltat acolo porumb, am zis că nu o să mai mănânc, dar am uitat. M-am întâlnit cu sora Mărioara. N-am spus că la 15 ani, când a venit în Timișoara, a venit mama cu mine, mi-a semnat contractul și la o lună de zile, pe 17 noiembrie, am plecat la înmormântare. Mama a decedat? Mama mea, da. Era bolnavă și... Când ați avut 15 ani? 15 ani a murit mama. Extra. Și mă întâlnesc cu o fată în Izvin, la biserică în Izvin, și ei a murit mama, ei erau 15 frați. 15 frați care au rămas orfani de mamă, credincioși? Credincioși. În 1 ianuarie 1975 a fost ziua mormântării soacrei mele, după aceea ne-am căsătorit, dar nu uit ziua aceea, nu uit. Eu m-am eliberat în noiembrie și nu m-am angajat până după anul nou. Eu și cu un cumnat am adus-o de la spital. Am scos-o din spital și am adus-o acasă și vă dați seama ce a fost să intri cu un sicriu între 15 copii. Am crezut că cade acoperișul pe noi. Toți se întrebau de ce Dumnezeu a luat mama de la atâția copii. Întrebări care rămân întotdeauna prea grele pentru noi. Prea grele. Dar Dumnezeu a purtat totuși de grijă familiei. Dumnezeu a purtat de grijă familiei. Și copiilor. Și copiilor. Una dintre fetele familiei s-a căsătorit cu dumneavoastră ați format familie. Înseamnă că, din ceea ce ne spuneți, ați fost un om învățat cu greu și cu lipsa să luați viața în piept de la 15 ani. Da. Să vă descurcați singur. Să vă încredeți numai în puterile dumneavoastră și ale lui Dumnezeu, ale lui care Dumnezeu vă sprijinește. Da. Cum au continuat lucrurile după aceea? A venit un frate din Livada, județul Arad. Locuiam, după ce ne-am căsătorit, locuiam tot în Izvin. Nu-i lucrarea aceea prin fratele care Todor Cobâr l-ar chema. Mai trăiești, dar e în vârstă acum. Am ajuns și eu la bătrânețe, da. Și am avut o descoperire prin fratele acesta. Nu mă cunoștea. Suna aproximativ: dacă te încrezi în mine și mă vei sluji din toată inima, eu, Domnul, voi purta de grijă casei tale și serviciului tău. Casei tale și serviciului tău. La un an de zile se împlinește lucrarea. Lucram la industria lănii. Mulți frați din Izvin lucrau acolo. Era un cetățean, lucra în tâmplărie și vine la mine și zice: nu vrei să te duci la liceul silvic? Mă uit la el. Poți să ții o pasăre, poți să ții un animal acolo, e frumos. Era perioada când la CAP-ul
trebuia să iei porții care erau angajați în oraș, trebuia să ducă că au făcut și ceva muncă agricole perioada aceea. Și stăteam pe gânduri. După aceea mi-am dat seama că se împlinește lucrarea. M-am dus acolo. Pădurea Verde, Liceul Silvic inclus în Pădurea Verde. Am uitat acolo, m-am dus la domnul director, tovarășul director, cum era atunci, era un bărbat înalt. S-a uitat la mine, n-o știut că s-a pocăit din prima zi. După ce m-am mutat acolo, a treia zi o știu că s-a pocăit. O știu că s-a pocăit. Și-a zis, avem nevoie, mă uit la tine, pare a fi serios. M-a angajat, nici n-am făcut cerere, mi-a dat locuință. Locuința în care a stat dânsul 16 ani, după aceea a stat un alt domn director, încă 8 ani am ajuns eu, fără cerere. Deci lucram la Liceul Silvic, locuința în incinta liceului, ce am angajat-o și pe soție la spălătorie și 8 copii ne-a binecuvântat domnul. 36 de ani de serviciu are soția și a crescut 8 copii. Binecuvântați, locuința și serviciu. Locuința și serviciu. Dumnezeu a vorbit, Dumnezeu a vorbit într-un mod matematic și precis și a împlinit, la fel. Lucrare care nu poate fi tăgăduită pentru că ați trăit-o. Am trăit. Și momentan de acolo vin aici. De acolo. De acolo vin în Arizona. Deci tot acolo ați locuit. Dacă vă întoarceți, tot acolo mă întorc. Vă întoarceți în locuința, din incinta liceului, în mijlocul pădurii. Da, acum este colegiul Silvic. Deci nu mă mir că oarecum duceți dorul aerului de pădure. Da. Venind tocmai din mijlocul pădurii, frumos, în deșertul Arizonei. Frumos, da. Da. Păi putem să continuăm cu alte experiențe, O experiență de familie, a soției. Soția, fiind din familie numeroasă, una dintre surorile ei a locuit la Oradea. La 37 de ani, domnul a chemat-o acasă. A fost o mormântare grea. Ne-am necăjit, soția s-a necăjit. Și ca mormântările aduc durere, durerea despărțirii și... S-a întâmplat să facă o criză de fiere. Și s-a suprapus cu una de rinichi. Dureri și dureri. De 4 ori m-am dus în noaptea respectivă cu ea la urgență, la județean, la spitalul județean Timișoara. La un moment dat, a 4 ori mi-a zis, iar ai venit. Dureri în continuu, dureri în continuu. N-avem ce să facem. Eu am făcut calmantele acelea ce se fac intravenoasele, n-au făcut, nu și-au făcut efectul ca în cele din urmă să se constate că fiind noaptea se trebuie făcut încet, au fost făcute repede și s-au închegat injecțiile acelea că trebuie să le opereze, le scoată afară. În mușchiul din șoldul drept s-a făcut ca pumnul tare și au trebuit operat și tăiat. Ele au infectat în loc să facă bine. Trebuia să mă duc la Izvin. Acolo avem rude, aveam o nepoată și avea binecuvântarea la un copil și m-a rugat să mă duc să și ca neam și am și predicat acolo și am zis soției să vină cu mine, dar i-am zis cum să mă duc? 2 săptămâni, deci după criza asta 2 săptămâni numai câte un biscuit că să nu strice stomacul. Nu puteam mânca absolut nimic. Nu-i primea organism. 2 săptămâni de zile. Și am zis, hai cu mine că avem mașină și dacă e ceva de acolo, să nu o las singur. Am plecat acolo. Țin minte și
am notat lucrarea, că deși s-a întâmplat în 1992, o știe la perfecție. În 92 s-a întâmplat. În 92. După decesul surorii ei. Lucrarea care a avut-o printr-un proroc, trăiește și acum. Femeie, ai în corpul tău un țepuș care stulbură toate măruntaiele. Tot simțea durerele. Iată cel rău a vrut să ridice steag negru la colțul casei tale, dar eu nu am îngăduit. Iată mă voi atinge de tine și te voi vindeca. Ca semn că ți-am vorbit, din momentul acesta vei simți o ușurare. Amin. Așa a fost lucrarea. S-a gătat rugăciunea biserica, da, s-a gătat. Înainte de lucrare, un frate care conducea, ne cunoștea, acum fiind în Timișoara, mergeam și în Timișoara, mergeam și la ei. Primitor de oaspeți, a numit-o la rugăciune. Ia slabă! Ca din adânc, așa scotea cuvinte și nu putea. Dar îndemnul așa a venit la frate, că apoi a urmat lucrarea, s-a gătat biserica, ne-am dus acasă la nepoată și știți cum se pregătește la... Soția mea a mâncat de toate. După trecuseră deja o perioadă de... Două săptămâni nu putea. Putea un biscuite, că ziceam noi că stomacul lucră în gol și... Dumnezeu. După două săptămâni am mâncat o masă bogată, sănătoasă. Copioasă, sănătoasă, fără urmări după aceea. S-au terminat fără crizele, durerile. După aceea și din 92 nicio criză până azi. Până azi. E minunat Dumnezeu. Mare Domn, mare Domn. Am amintit și la biserică din Psalmul 107, cele patru versete, odiar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și mai e o frază, și pentru minunile Lui față de fiii oameni, de Florian și de Mărioara. Slăvit să fie Domnul. E minunat ca oamenii să aibă experiență și ei cu Dumnezeu. E minunat să audă oamenii despre experiențe, dar e mai frumos să le trăiești. Fiecare dintre noi cred că suntem chemați și Dumnezeu ne dă harul, ne face parte de anumite experiențe. Timpul este în favoarea noastră, da, și da. Mai putem continua. Continui acum cu, am spus despre mine, despre soție, acum despre un băiat. Așa. Deci avem 8 copii. 5 Dumnezeu fete să-i binecuvânteze. Și 3 băieți, ca și mama. 5 fete și 3 băieți, cum ați fost dumneavoastră în familie? Da, da. Domnul să-i binecuvânteze pe toți. Acum 2 ani de zile, în noaptea, în 22 martie, ziua mea în care Domnul a găsit cu cale să vin pe lume, în noaptea dinainte de a fi ziua mea, băiatul cel mai mic se întorcea noaptea după ora 1 dinspre Reca și Zvin, Tiroda, Timișoara. La intrare în oraș o adormit la volan. La volan. Asta spuneați în urmă cu vreo 2 ani? 2 ani. Deci 2 ani au fost în martie. Câți ani avea băiatul? 20. Cel mai mic? 20. 20, da. 20 de ani. Mi-am notat ce scria presa despre că m-a sunat pe telefonul lui unul care venise din urmă și a văzut accidentul. Așa. Noaptea când m-am trezit din somn, am închis imediat telefonul, că se obișnuiește cu accidentul prin țară, oameni care sună, oameni fără căpătâi, oameni care... ca să te duci să dai o sumă de bani că s-a întâmplat un accident. Și am închis telefonul, dar soția zice... nu-i Dani acasă, dacă e adevărat. Mi-a spus de un accident și că nu cu mult timp înainte eu sunase pe soție cineva, că
băiatul tău a avut accident și că e rău și că trebuie plătit o sumă ca să nu se curce lucrurile, trebuie din astea. Mă sună și a doua oară și a... Unele din astea sunt fraude care sunt dovedite, da. Și atunci oamenii sunt sceptici. Nu cred imediat. Da, da. Deci și când v-a sunat, n-ați crezut. Sau mai corect spus, ați crezut că e o fraudă, e o păcăleală, e o înșelăciune. Am crezut că e o fraudă. Și mi-a spus cetățeanul respectiv, om de treabă, mi-a spus, mașina este praf, dar el a zis așa și m-am gândit atunci ca un tată, o mașină praf și zice presa că au ajuns în presa, da. Noroc de neimaginat pentru un tânăr de 20 de ani din Timișoara. Așa. El a scăpat cu viață după ce s-a dat peste cap de mai multe ori cu mașina și a spulberat un stâlp de curent. Un stâlp de curent l-a retezat și s-a dat peste cap. O dus stâlpul ăsta sau din viteză stâlpul vreo 15 metri și a căzut pe lângă mașină. Deci el a fost ejectat afară din mașină? Nu. Băiatul, nu? Nu. Doar stâlpul a căzut lângă mașină, așa? Stâlpul la distanța aceea. Așa. Nu știu cum o fi mers stâlpul până acolo. M-am grăbit, vă dați seama ce șoc am trăit, m-am grăbit. Dar mă rugam mergând, Doamne, ai milă, Doamne. Ajunsese salvarea, ajunsese pompieri înaintea noastră, deși eram la Silvic, doar făceam un pic de ocolo, ajunsem la intrare dinspre Lugoș. Drumul vine drept și la un moment dat face un hop, un pic, și schimbă direcția. Că la vreo două, maxim trei săptămâni după ce a fost dat stâlpul jos, a fost pus din nou, iar a fost dat de altcineva. Iar a fost dat. Deci e un drum periculos în drum zonă, dacă nu ești atent sau dacă ațipești pentru drum, un moment. Moment schimbă. Presa a numit noroc, da? Noroc neimaginat, dar... De neimaginat. Mâna Domnului a fost acolo. Am ajuns acolo... Poliția zice, băiatul acesta, că era deja în salvare, o fi prins pe Dumnezeu de picior. Asta a fost expresia. O fi prins pe Dumnezeu. Că toți care veneau când se circula la ceasul respectiv, mai trăiește. Deci mașina s-a dat, s-a întors, lovitura aia puternică... Prin care o retezat stâlpul ăla. S-a adunat într-un... ca un acordeon se făcuse acum mașina, el și-a revenit în mașină și-a ieșit, că a rămas mașina culcată pe partea dreaptă. Așa. Și-a ieșit, a reușit să-și deschide sus, și-a ieșit pe ușa sus, pe așa. Care ușa a intrat poliția să vadă de acte. Așa. O găsit actele și au găsit Biblia. Și când a venit, eu dădeam declarații, răspundeam la întrebările ce mi le punea colegul polițai, el zice, uite ce l-a salvat pe tânărul ăsta. Unul dintre milițieni? Da, unul dintre milițieni a recunoscut că a fost o altă mână nevăzută. O altă mână nevăzută. Am ajuns eu la mașină, l-am văzut în salvare, am vorbit cu el. Fraților, dacă vă mărturisesc, toți care veneau mai trăiește, degetul de la mâna stângă a fost răsucit un pic așa, avea un pic de rană. În rest, nimic. După o astfel de lovitură. După o astfel de lovitură. Un astfel de accident. Băiatul era credincios. E clar că recunoaște mâna lui Dumnezeu. Da, Doamne. Și alături de familie. Deci Dumnezeu se implică și împlinește cuvântul
din Psalmul 34, Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Atunci când Dumnezeu dă viață cuiva, da, și vrea să-l salveze, da, acum, da, trebuie să recunoaștem că sunt accidente din care oamenii sunt chemați acasă la Domnul și sunt tragedii care ne sfâșie inima. Dar când Dumnezeu vrea să salveze pe cineva, chiar dintr-un accident, da, imposibil, da, da, am văzut mâna Dumnezeu Domnului, îl scoate nevătămat. Pentru asta noi nu putem să spunem decât slăvit să fie Domnul. Aleluia. Și binecuvântat să fie numele Lui. Ne bucurăm și acum și noi alături de dumneavoastră. Dumneavoastră cred că ori de câte ori vă aduceți aminte, da, da, de experiența aceasta și când vă adunați împreună. Da, băiatul, da, unde e acum? În România? În România. La 22 e căsătorit? Nu. Nu încă. Nu încă. Dumnezeu se poartă de grijă. Dumnezeu să lucreze și... Să auzim în scurtă vreme și de o sărbătoare, Domnul, la cununie, la nuntă. El le rânduiește pe toate. Tot băiatul mijlociu, așa, venea de la o evanghelizare și în apropiere de liceu silvic, a fost tăiat asfaltul pentru reparații și cum se developează, decupează burcăți din acestea. Bucata aia a fost făcută mai adânc ca așa celelalte. Avea drumul drept ca să vină. A ajuns în tăitura aia de asfalt. A fost ca o groapă. Ca așa, o groapă, a dat cu baia, a rupt baia de la mașină. N-a mai avut control la mașină, că totul ei l-a aruncat pe asfalt. L-a ridicat pe o stivă de bușteni, care erau la câțiva metri mai în față. Domnul, care e bun, a rânduit-o cu partea dreaptă, a mers pe bușteni, sus pe ei și a lovit un pom, iar mașina puternică, el s-a ținut mâna și a rupt mâna, dar avusese o lucrare că diavolul vrea să dea o lovitură ca de moarte. Dumnezeu și-a arătat puterea lui. Atât a îngăduit. Și a scăpat și el, a scăpat doar el, cu atât. Putea să fie fatal accidentul, putea să fie, să se lase cu urmări foarte grave. Da. Mașina la cele, la primul nu a fost, deci declarația acolo a fost 100%, totală, cum se zice acolo. Pierderea. Pierdere totală, da. Da, Dumnezeu și-a arătat mâna lui. Dumnezeu l-a păzit. Păzit, Dumnezeu a rostit viață în dreptul lui, Dumnezeu i-a... I-am zis să nu uite, cum spune Psalmul 103, să nu uiți niciuna din binefacerile astea, în bine mare. În bine mare. Ne bucurăm să ascultăm astfel de experiențe în care vedem cum Dumnezeu, când vrea să intervină, El ne lasă pe toți, să folosesc expresia cu gura căscată, ne lasă, da, pe toți, da, fără cuvinte. Da. Și nu putem să aducem explicații omenești cum s-a întâmplat, dar Dumnezeu a salvat. Mai aveți mai experiențe? Am, sunt, slavă Domnului, experiențe sunt, dar una de la biserică acum. Așa? Vă ascultăm cu bucurie. A plecat la Domnul, am avut frate de-al încumnat de-a meu. Stătea și el în Timișoara. Așa. Și locuia la garsonere, că primeau de la soția lui, a lucrat la 1 iunie. Și fabrica 1 iunie avea garsonerile ei, fabrica modernă încălțăminte avea garsonerile ei, fabrica de ciorap garsonerile ei, industria lânii care le avea. Și pentru că avea familie, o primit apartament. Cum se primea, cu greu, cu din asta. Și garsonera lui s-a mutat o femeie. Vine la mine că era pe cărucior, era paralizat. Și mă roagă dacă pot să-l ajut. Mergeam cu bicicleta și împingeam și la, ajutam și la cărucior. Dacă pot să-l ajut, că vrea să meargă până la blocul unde o sta la garsoneră, că îi spusese cineva că în locul lui s-a mutat o femeie, are cancer
Și a fost dată din spital afară, ea a mărturisit cu gura ei, avea cancer la sân și într-o fază în care, deci, o vor spăla după ea, că deja o infecție puternică. Da, da. Deci nu mai erau șanse. Nu era mai erau fază terminală. Da, fază terminală. Da. Și fratele zice, am îndemn de la Domnul să mă duc să-i spun despre pocăință, să-i spun despre Domnul, să-i spun despre mântuirea sufletului. Și l-am dus și o vorbit cu femeia aceasta. Cât o vorbit cu ea și după aia am îndemnat-o să meargă la biserică. Să vină la biserică, facem rugăciuni, ne-am rugat și atunci cu ea. A venit la biserică sora Silvia Andraș, așa o chema. Deci cuvântul a avut efect cuvântul asupra ei și a deschis inima. Da, s-a deschis inima. Așa? Și a venit la biserică. A venit la biserică, Dumnezeu a vindecat-o. Dumnezeu a vindecat-o din faza aceasta, încât era chemată la spital, cum veneau medici din străinătate, din Germania, din alte părți, că fusese operată, să arate operația. Se vedea ca un fir așa, o linie, așa se vindecase și ei se mirau cum s-o vindecat. Ea mărturisea că o altă mână a făcut vindecarea. A mai trăit 15 ani. Eu am dus-o la biserică în fiecare duminică pe sora aceasta. Sora aceasta. Dumnezeu, deci, are Dumnezeu, putere și asupra cancerului. Deci Dumnezeu i-a mântuit sufletul prima dată, i-a și-a deschis inima, a alergat la Dumnezeu care salvează și apoi i-a vindecat și trupul. I-a vindecat și trupul. 15 ani încă i-a dat Dumnezeu după aceea. Ce mare har, ce frumoasă experiență. Stimați telespectatori, după cum puteți observa, experiențele pe care noi le împărtășim cu dumneavoastră sunt momente speciale pe care oameni simpli ca dumneavoastră le-au trăit cu Dumnezeu. Credința noastră se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu descoperit în Sfânta Scriptură. Dar acest cuvânt este însoțit de prezența lui Dumnezeu și lucrările lui Dumnezeu. Credința noastră nu e o formă de fanatism ciudat, greu de înțeles pentru mintea omenească. Credința are o oarecare logică. Cuvântul lui Dumnezeu ne convinge, ne vorbește adevărul despre Dumnezeu, despre împărăția lui Dumnezeu, despre puterea lui Dumnezeu. Oamenii care cred acest cuvânt, oameni care acceptă mesajul Evangheliei, oameni care își predau viața Domnului Hristos, se bucură de iertare, lucru care reprezintă cea mai mare minune și cea mai frumoasă experiență a oricărui om. Nu cred că este nimic mai scump și mai frumos în lumea aceasta ca faptul de a fi iertat, de a simți că ai pace cu Dumnezeu. Dar pe lângă aceasta, Dumnezeu din când în când și în momente speciale intervine în viața oamenilor. După cum ați auzit și în seara aceasta, în familie, în cazuri critice, într-un accident, în cazuri de boală. Noi nu suntem aici ca să spunem că Dumnezeu îi scapă pe ai lui din toate accidentele sau îi vindecă întotdeauna de toate boalele. Dumnezeu ne lasă să trecem prin încercări, prin suferință, prin boală, să gustăm viața aceasta ca și ceilalți oameni. Dar, din când în când, Dumnezeu intervine în viața noastră și vedem minuni, trăim minuni. Intervine Dumnezeu în moduri în care nu se pot explica și salvează sufletul și trupul. De aceea suntem aici, de aceea venim cu astfel de istorisiri, cu astfel de mărturisiri, ca să vă întărim în credință pe cei care sunteți deja credincioși, să vă îmbărbătăm. Și am convingerea că cei care îl cunoașteți pe Dumnezeu, întotdeauna ne urmăriți cu bucurie, vă rugați pentru noi și vă întăriți în credință în urma acestor experiențe.
Cei care sunteți sceptici, cei care nu știți ce să credeți, eu cred că aceste emisiuni sunt pentru dumneavoastră. Pe lângă faptul că ascultați predici și mesaje din Cuvântul lui Dumnezeu și aveți posibilitatea să citiți Biblia, să lăsați să vă vorbească Dumnezeu, noi vă oferim posibilitatea ca să ascultați de la oamenii lui Dumnezeu și de la oameni simpli experiențele pe care le ei le au. Toate acestea declară, strigă în gura mare, dovedesc faptul că Dumnezeu există. Și ar trebui, dacă vă deschideți inima, ar trebui să vă lăsați convinși, nu de noi, de oameni, ci de Duhul Sfânt, care credem că lucrează în spatele cuvintelor noastre și a experiențelor noastre. Această emisiune o facem prin credință. Noi credem că mărturiile depuse aici ajung la urechile oamenilor care trebuie să le audă și care pot să beneficieze de aceste experiențe. Apoi ne adresăm ateilor. Poate că din când în când se mai oprește vreun ateu la canalul Credo și urmărește emisiunea noastră și e interesat să vadă ce mai spun oamenii aceștia. Dragi oameni, cu tot respectul, trebuie să spunem, nu există dovezi care să arate că nu există Dumnezeu. Nu există dovezi. Există doar presupuneri, păreri, teorii că nu există Dumnezeu. Dovezi că nu există, nu sunt. Dar noi, zic eu, și nu cu mândrie, ci cu umilință, noi și pe lângă noi milioane de oameni declară și aduc dovezi care mărturisesc despre existența lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă deschide inima. Noi ne rugăm pentru dumneavoastră. Cunosc atei care s-au lăsat convinși, care și-au deschis inima și au dat seama că lumea aceasta pe care noi o vedem nu poate să existe de la sine, că trebuie să aibă un creator, teoria evoluției nu este un răspuns și că viața aceasta continuă după moarte. Și ce se întâmplă după moarte? Dacă nu crezi, dacă nu accepți Evanghelia, dacă nu accepți adevărul, dacă n-ai fi auzit niciodată, e posibil să găsești o scuză. Dar dacă ai auzit, Dumnezeu vrea să te mântuiască și nu o să ai niciodată nicio scuză. Ce ai să răspunzi înaintea lui Dumnezeu în ziua judecății? După ce poate ai fost odată sau de două ori la biserică, poate că ai urmărit programul acesta azi, emisiunea aceasta azi și ai ascultat vorbindu-se despre minunile lui Dumnezeu, despre lucrările lui Dumnezeu. Ce scuză o să ai în ziua judecății? Ce o să-i spui lui Dumnezeu? Ce răspuns vei avea? Nu te vei putea scuza și orice scuză nu va fi primită înaintea lui Dumnezeu. Astăzi ai șansa să spui da Evangheliei, da lui Dumnezeu care există. Pune-L pe Dumnezeu la încercare. Crede acest cuvânt. Citește acest cuvânt. Roagă-te Dumnezeului care ai descoperit prin acest cuvânt sfânt. Și Dumnezeu îți va răspunde. Și Duhul Sfânt îți va prelucra și îți va zdrobi inima și îți va arăta ce trebuie să faci. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă mulțumim pentru că ați petrecut împreună cu noi și în această dupămasă. Mulțumim fratelui Florian Culda, care a fost împreună cu noi. Îi mulțumim, îi dorim binecuvântare pentru dumnealui, pentru familie, pentru copii, pentru nepoți, pentru strănepoți, pentru cei care nu sunt căsătoriți, să le dea Dumnezeu familii să se poată căsători, să căsătorească bine. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze în toată slujirea și biserica unde slujiți, în Timișoara, și biserica unde slujiți aici când ne vizitați. Stimați telespectatori, vă încredințăm în mâna lui Dumnezeu. Vă dorim har, pace, sănătate și binecuvântare. La revedere pe săptămâna viitoare.